sunt Eusebiu și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi ne aflăm în Cracovia. Mergem puțin să o vizităm pentru că mâine vizităm Auschwitz. Deci nu vine să vizităm Auschwitz, dar până vizităm Auschwitz în seara asta, haideți cu mine să vedem câteva locuri interesante din Cracovia. Din câte am văzut, mi se pare un loc foarte frumos. Ne îndreptăm spre centru, revenim. Cariciul, din ce am citit, e plină prin toată Cracovia. Cred că pe aici ne îndreptăm spre centru, destul de mare aglomerație. Dar până acum este frumos. Cu etern, ai vei să parchezi aici. Parculeț, floricele. Hello. Pare că am ajuns în piața din Cracovia, centru vechi probabil. Mamă, dar frumos. Wow. Superb. Colegu, stai. Stai că mi-aduce aminte. Ai plecat, mi-ai adus aminte de copilărie. Te găsesc eu. Uitați view frumos. Boom. Deci uitați, s-a pus. Mi se pare fascinant. Arhitectură. Cred că e o biserică aceasta. O să dau o tur, dar mai vreau să văd ce este acolo. E superb. Mamă, ce tare, efectiv. Căruțele, am găsit căruțele cu caleașca. Hai să vorbim, că nu suntem la țară. Mă duc la caleașcă. Poate găsesc și o fetucă. Dăm o tură pe aici. Dar uitați. Uitați peisaj. Uitați caleașca. Cred că asta este piața, centrul lor. E prima oară când vin aici. Dar, deci a pus ăsta extraordinar. Mamă, cum stau înșirate, cred că a taxi și s-a băgat pe treabă. Uitați ceasul. Asta cred că e o biserică. Biserică, cred. Este sub, mamă, ce cai, frate. Am mai văzut cai de ăștia de clavete. Wow. Cât o costă autora? Superb. Wow. Asta este o biserică. Biserica... Parscă! Pronunțați voi, scrieți comentarii. Dar este foarte mare, fratele. 12.05, foarte mare. Se pare că avem o manifestație pe aici. Solidaritate ucrainienii. Poliția își face treaba. O, Zara. Cred că o să fac o vizită prin Zara. Mă gândeam că e ridică, dar nu. Uita statuie. Foarte frumos din partea lor. Bună! Mă dai și pe mine o tură, te rog? Mamă, băieți, m-am mutat în Cracovia. Ignorați mașina. Dar admirați caleașca, deci dacă la mine acasă eram plimbat cu așa ceva... Păi nu mai mă întorceam la mașină, mă, ești nebun. Rămâneam pe doi cai putere. Până una alta, mergem o leacă acolo să vedem ce prețuri sunt. Dragii mei, dăm o tură la pas prin Cracovia. M-am uitat așa prin jur, sincer, nu vreau să fiu catalogat de nesimțit, dar mă simt ca în Timișoara, deci mi se pare Timișoara mult mai frumoasă, dar trece și Cracovia, deci chiar merită. Uitați, lume, deci Timișoara.
Mamă, ce-a pus, am prins. Ce scrie? Ce sunt comentarii? Care a fost la Timișoara, care a fost în Cracovia. Și hai să vedem unde e mai frumos. Vreau să vă mai arăt câteva cadre din această piață frumoasă. 360 grade, sunteți pregătiți? 3, 2, 1... Fraților, am amețit puțin. Sper că voi l-ați amețit. De-aia crede, glumim, haha. Bun. Păi cam atât cred că din Cracovia. Revenim mâine dimineață cu drumul spre Auschwitz. Cu informații despre Auschwitz. Chiar sunt curios să văd acel loc istoric, mai ales pentru că eu sunt pasionat de istorie. Opa. Frate, așa că s-a întors caleașca. Bă, frate, dar nu se poate așa ceva. Uitați-vă acolo, să. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Deci chiar renunț la mașină și mă mut aici. Deci Cracovia, Timișoara 2.0. Mergem la o terasă, mâncăm ceva și revenim cu update mâine dimineață. Bună dimineața, dragi prieteni.